Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit din nou pe acest canal Fabrica de Știri. Înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați o distribuire și nu în ultimul rând să vă abonați la acest canal pentru a putea fi la curent cu absolut toate informațiile din Casa Iubirii. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea. Să începem! Nu sunt la hotel, sunt acasă de la mine. Aseară am fost la party la ziua Mihaelei, ați fost și voi? Că nu v-am văzut pe acolo. Noi am fost, ne-am distrat. De ce n-ați venit la ziua Mihaelei? Cu câte zile înainte filmați? Sunt câteva. Am mâncat și tort foarte bine. Eu nu v-am văzut pe acolo, n-ați venit niciunul să ne salutăm. N-am știut, păi e ziua războinicii noastre și noi uităm. Și-a găsit surioara Radu de mult. Când o să iau nevastă de acolo? Când o să o găsesc? Până atunci, poate nu o mai prind. Nu, Simona, nu vreau să spun că vine vorba de Larisa. Crezi că te-ai potrivit cu Bianca? Nu, eu și Bianca ar fi imposibil să avem ceva, pentru că ne știm de un an de zile. N-a fost cazul niciodată. Faptul că glumim noi și așa și că suntem ok așa ca și prieteni e altceva, dar nu va fi niciodată nimic între mine și Bianca. Garantez. Pentru că nu suntem. Pentru mine, eu nu sunt pentru ea. Ea are o relație. Nu pot să vă răspund dacă am fost, n-am fost la date, nu știu, o să vedeți pe televizor. Cu ce fată te vedea acum în casă? Momentan, vă spun sincer, nu simt nicio chimie cu nicio fată. Nu vreau să grăbesc nimic cu nicio fată. Nu știu dacă o să-mi găsesc o fată sau nu. Nu vreau să stau aiurea acolo. Sunt multe care mă apasă așa și care mă fac să mă gândesc oare ce se întâmplă cu mine. Dar nici nu pot lua decizii în ceea ce privește chestia asta. Adică pur și simplu pot să aștept și să mă pun în mâinile oamenilor. Dacă oamenii mă țin acolo, bine, dacă nu, e bine și acasă. Eu nu sunt un om care să stea degeaba. Sunt un băiat de sucăreț. Nu știu, nu mă văd momentan cu nimeni așa. N-am nicio preferată, nu am. Da, sunt fete frumoase toate. E frumoasă și Lorena, e frumoasă și Bianca, e frumoasă și Cristina, e frumoasă și Mihaela, e frumoasă, toate sunt frumoase. Dacă nu simți așa, nu poți să faci nimic. Nu, adică nu poți să depui sentimente. Și cum a trecut ceva timp de când suntem acolo, mi s-ar părea penibil să mă duc acum să mă vedeți decât cu Bianca sau cu Patricia sau... Nu, cum să mă vedeți decât cu el? Când stau acolo de 5 luni cu el. N-am cum. Și de asta știu. E urât ce se întâmplă, că nu mă apropii de nimeni și că nu, probabil că nu îndeplinesc emisiunea și așa. Da? Și dacă mă duc și fac la mișto, ce rezolv? Nu vreau. Și de asta stau liniștit. V-am spus, când mi-e rândul să plec, o să plec probabil, când nu. Nu pot să fiu, nu știu, nu am cum să păcălesc toată situația, să zic, bune, m-am îndrăgostit. Nu merge. Astea-s vrăjeli ieftine, stau și mă cert toate săptămânile cu toată lumea pe acolo și după aia vin și zic, m-am îndrăgostit de asta. Nu merge. N-am cum. N-ai cum să stai acolo 3-4 luni de zile să spui că nu, domne, nu mi se potrivește nicio fată, nu, sunt doar prieteni, doar prieteni și cutare și după aia vin să zic, domne, m-am îndrăgostit de cutare. E penibil, n-am cum să fiu așa penibil, niciodată în viața mea. Da, Lorena e o fată mișto, chiar e o fată mișto, dar nu simt chimia cu ea, nu simt absolut nimic așa. O să vedeți și voi ce se întâmplă, nu vreau să vedem ce va fi. De când sunt în Casa Iubirii am avut o singură relație acolo, am avut o singură femeie la care am ținut, adică nu m-am jucat cu nimeni, nu am făcut nimic greșit. Că mai îndam eu cu părerea, până la urmă, dacă și voi, oricare dintre oamenii ăștia care ar fi fost acolo, nu cred că ar fi fost unul care să nu-și dea cu părerea, așa că asta nu-i de judecat. Și nimeni, toți care își dau cu părerea acolo, nu-s de judecat. E normal să-și dea cu părerea, pentru că trăind acolo atâta timp, îți dai cu părerea. Dar faptul că, probabil, nu știu, nu le iau pe toate la rând sau chestii de genul ăsta, nu e stilul meu de viață, nu e genul meu, nu sunt eu omul ăsta, nu pot așa, una cu două. Da, îmi place să glumesc cu fetele, îmi place să le vorbesc frumos, să râdem, să glumim, îmi plac chestiile astea, dar nu, când vine vorba de sentimente așa, eu sunt mai greu cu sentimentul. Pun greu și când pun și mă doare, adică nu, de asta sunt, am momente în care probabil, nu știu, mă gândesc ce se întâmplă cu mine acolo și așa, dar nu știu, asta probabil că timpul le va rezolva pe toate. Când va fi momentul, va fi momentul. Ori de plecare, ori de îndrăgosteală, ori de orice. Așa că nu, să înțeleagă oricine vrea, nu contează cum înțeleg fiecare, să înțeleagă cum vor ei, nu-mi pasă. Știu că sunt judecat, știu că sunt vorbit pe la spate, știu toate chestiile astea, știu tot ce se întâmplă în jurul meu. Dar eu știu ce om sunt și știu cine sunt, mă cunosc și asta e. Am avut o încercare, nu s-a putut. Consider că am dat tot ce am putut eu mai bun din mine să fie bine. Consider că și de partea cealaltă s-a dat la fel, dar a fost să fie, asta e. Mergem mai departe. Dacă, nu știu, va fi momentul să ies, voi ieși, dacă va fi cazul să mai stau, voi mai sta, că n-am ce să fac, adică nu mă supără cu nimic. Uite, m-a întrebat Dănuța dacă ar intra la Larisa, te vedea în viitor cu ea. Sincer vă spun, probabil că e un punct sensibil pentru mine la Larisa și cu toții. Ați observat chestia asta? Doar că mi-ar fi teamă, sincer, să fiu, pentru că la câte judecate primim, cine știe ce s-ar fi interpretat, că, domne, au venit așa să facă filme pe aici sau chestii. Mi-e groază de gândul că poate apărea și cine știe în ce moment sensibil mă prinde și așa și n-aș vrea ca oamenii să sară din nou pe ea, să știți foarte bine că te-a tras și ea, că te-am tras și eu. Nu știu cum să răspund la întrebarea asta, dacă ar veni ea sau chestii genul ăsta. Și atât timp cât se vorbește dacă ar veni sau n-ar veni, să știți că îi tăiați foarte mult din șanse.
atâta timp cât se vorbește de chestia asta. Și v-am zis, nu știu cum să reacționez. Nu aș vrea ca oamenii să creadă că cine știe ce plan sau ce s-a întâmplat sau chestia asta, nu. Povestea noastră, nu știu, a zguduit atâta lume pentru că a fost spontană și reală și de-aia s-a întâmplat așa cu noi. De-aia atâta oameni continuu încă ne mai asociază și încă ne văd așa. Dar vă spun sincer, a fost totul spontan și de-aia, dacă, și dacă plănuiai cumva ca, nu știu, să ai parcursul ăsta, nu l-aveai. Eu nu am niciodată, n-am crezut în viața mea că pot să-mi arăt tot ce se întâmplă acolo. V-am spus de milioane de ori, eu când am fost acolo m-am gândit, doamne, mă duc acolo și mă iau cu toată lumea, mă duc, mă dau la toate fetele și la revedere, mă dau afară. Sora mea mi-a zis, sora mea, tot două săptămâni o să ieși oricum, așa mi-a zis sora mea. Și uite că, na, s-a întâmplat inevitabilul, am trăit o poveste acolo frumoasă. În continuare e o experiență frumoasă pentru mine Casa Iubirii, dar v-am spus, în ceea ce privește obiectivul casei, cumva, consider că nu-l îndeplinesc. Cum nu o fac eu, nu o fac nici alții și cred că, probabil, nu știu, ar fi cazul să vedem ce se va întâmpla, nu știu. Chiar nu știu. Vă las, să aveți grijă de voi. Vă pup pe toți, aveți grijă de voi. Să rămână, mulțumesc frumos pentru tot, vă pup. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip și v-aș ruga, dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like și nu în ultimul rând să vă abonați la acest canal pentru cât mai multe informații din Casa Iubirii. Până data viitoare, vă doresc numai bine!